Suntem atât de obișnuiți cu anumite lucruri, încât nu stăm să ne gândim că există locuri pe pământ unde acestea sunt complet interzise. De exemplu, ideea de frizură în Coreea de Nord este puțin mai limitată decât ce întâlnim în America sau Europa. Aici cetățenii sunt obligați să aleagă unul dintre puținele tipare de coafură. Poate ar trebui să fim cu toții mult mai recunoscători pentru lucrurile zilnice de care putem să ne bucurăm. Totuși, acest videoclip nu este despre Coreea de Nord. În schimb, astăzi vom vorbi despre o altă țară care a interzis multe dintre activitățile noastre preferate. De la jocuri video și seriale televizate, la întregi site-uri web. Astăzi aruncăm o privire la top 10 lucruri pe care nu poți să le faci în China. Haideți să începem! 10. Să joci Mortal Kombat. Dacă ești fanul jocurilor violente precum Mortal Kombat, atunci China probabil că nu este cel mai bun loc pentru tine. Se pare că în aprilie 2019, China a interzis majoritatea jocurilor video care au în compoziție următoarele 3 aspecte: violență, sex și jocuri de noroc. Știți voi, singurele 3 aspecte care permit crearea unui joc bun. Printre titlurile principale interzise sunt incluse jocuri precum Resident Evil sau Mortal Kombat. Cu toate acestea, gamerii pasionați au reușit să pună mâna pe aceste jocuri în mod neoficial. Unii vânzători online au încercat să evite reglementările, deghizând DVD-urile. Totuși, merită să te pui rău cu guvernul comunist doar de dragul unui joc video? La urma urmei, s-ar putea să ai parte de experiența reală a jocului în cazul în care ești prins. Finish him. Pe lângă cele 3 subiecte amintite mai sus, guvernul chinez a interzis și jocurile istorice, care pun țara într-o lumină mai proastă. În plus, dezvoltatorii de jocuri video trebuie să se supună unor reglementări stricte în cazul fiecărui joc nou. 9. Să te uiți la serialele preferate. Vrei să afli cum a apărut universul urmărind actorii tăi preferați în timp ce fac tot felul de experimente bizare? Nu te du în China. De fapt, dacă ai de gând să vizitezi țara, ia-ți adio de la show-urile preferate de pe Netflix. Serviciile companiei sunt interzise complet pe adresele IP din China. În schimb, cetățenii chinezi sunt obligați să recurgă la website-uri de streaming chinezești, cum ar fi Shohu TV, IQIE sau Youku. În 2014, guvernul chinezesc a interzis multe seriale populare americane, printre care The Big Bang Theory și The Good Wife. Această decizie a cauzat o revoltă din partea fanilor care au fost stupefiați și fără o explicație potrivită. În plus, decizia administrației naționale, care se ocupă de publicațiile din presă, radio sau TV, este cu atât mai bizară atunci când te gândești că multe alte seriale controversate, precum House of Cards, nu au fost interzise. 8. Pornografia. Republica Populară Chineză interzice producerea, difuzarea sau vânzarea conținutului sexual explicit, pedepsind aceste activități prin sentințe pe viață. Se pare că totul face parte dintr-o campanie a Partidului Comunist Chinez împotriva polorii antispirituale declanșată în 1983. În mod ironic, un studiu elaborat între 2000 și 2015 arată că peste 70% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au vizionat pornografie în ultimul an. Cu toate că pornografia este interzisă în China, alături de multe website-uri pornografice populare, acolo unde există cerință, există și distribuție. Utilizatorii au descoperit modalități indirecte și neoficiale de a distribui conținut sexual explicit atât prin regizarea, cât și prin piratarea filmelor pornografice. Îmi imaginez că în China, lumea e mult mai atentă la ștergerea propriului istoric de căutare. 7. Să participi la un concert Justin Bieber. Iată o lovitură puternică pentru toate fetele adolescente din întreaga lume. În 2017, guvernul chinez i-a interzis lui Justin Bieber să organizeze și să desfășoare un concert în țară. Biroul Municipal de Cultură a Beijingului a afirmat în mod ironic: Justin Bieber este un cântăreț talentat, dar pentru a menține ordinea pieței chinezești și pentru a purifica mediul cultural chinez, nu e recomandat să aducem artiști cu un istoric comportamental necorespunzător. Se pare că în cadrul unei vizite în China, Bieber a fost urcat de bodyguards pe marele zid chinezesc, lucru care a supărat pe oficialii chinezi. Acesta nu este primul eveniment de această natură. De fapt, multor vedete cunoscute li s-a interzis accesul în China. De exemplu, după ce a jucat în filmul 7 ani în Tibet, Brad Pitt nu a avut voie să pună piciorul în țară mai bine de 20 de ani. Selena Gomez a fost și ea interzisă datorită unei fotografii postate pe Instagram. 6. Jocuri de noroc. Dacă vrei să te îmbogățești peste noapte printr-un joc de poker, atunci China nu este locul potrivit. De fapt, nu prea ai șanse să găsești cazinouri sau păcănele, deoarece toate aceste întreprinderi sau activități sunt interzise în China.
Bun, să presupunem că ești un cetățean chinez care vrea să trăiască experiența oferită de un casino. Îți cumperi un bilet dus înspre Las Vegas, unde ai parte de cea mai bună noapte din viața ta și apoi te întorci în țară. E simplu, nu? Ei bine, nu prea. Se pare că departamentul de turism chinez a fabricat o listă cu 9 lucruri interzise pentru cetățenii chinezi care călătoresc în alte țări. Practicarea jocurilor de noroc. Ba mai mult decât atât, companiile chinezești nu au voie să cumpere acțiuni sau să investească în companiile străine care se ocupă cu jocurile de noroc. Motivul sugerat de guvern este punerea în pericol a securității și a intereselor naționale. Chiar dacă în mod oficial jocurile de noroc sunt interzise, asta nu îi oprește pe mulți să participe la cazinouri subterane și loterii neoficiale ilegale. Dacă te gândești, e chiar poetic. Să te ascunzi de guvernul comunist în timp ce joci jocuri de noroc, e și asta un joc al norocului în sine. 5. Flori de iasomie. Uite una ciudată de tot. Florile de iasomie sunt interzise în China. De ce? Ei bine, după revoluția iasomiilor din Tunisia, au apărut proteste democratice similare și în China. Astfel, guvernul chinez a hotărât să interzică cuvântul iasomie de pe internet. Ba mai mult, vânzarea sau cumpărarea iasomiilor în magazine sau piețe a fost interzisă. Dacă plănuiești să-ți surprinzi iubita din China cu un buchet de flori, alege înțelept. Nu ai vrea să te viziteze la închisoare tot restul vieții. 4. Să te bucuri de artificii. Știi spectacolele de artificii care au loc în Dubai în fiecare an? Ei bine, nu o să vezi nimic asemănător în China. În mod ironic, țara are o legătură strânsă cu artificiile, deoarece au apărut aici, undeva între 600-900 după Hristos. Totuși, datorită îngrijitorilor cu privire la poluarea aerului, China are parte de mai puține focuri de artificii cu ocazia noului an. În lupta împotriva poluării, mai multe orașe mari din China au interzis artificiile cu totul. Altele au scăzut pur și simplu numărul de artificii folosite. Cetățenii nu sunt de acord cu decizia guvernului, spunând că se riscă amenințarea unei tradiții vechi de câteva secole. 3. Să vinzi o Biblie online. Dacă voiai să cumperi o Biblie în China, puteai să parcurgi toate librăriile din oraș fără să găsești vreuna. Astfel, majoritatea cumpărătorilor au apelat la magazinele online pentru a pune mâna pe una. Ei bine, începând cu anul 2018, acest lucru nu mai este posibil, deoarece guvernul chinez a interzis vânzarea online a Bibliei. În plus, a cerut site-urilor comerciale, precum Taobao sau Amazon, să oprească vânzarea cărții sfinte. Partidul Comunist Chinez, care este bazat în mare parte pe ateism, încearcă să reglementeze creșterea scenei religioase din interiorul țării. Totuși, unii vânzători au descoperit o portiță. Vânzarea Bibliei este posibilă în librăriile creștine asociate cu biserica. 2. Să intri pe Facebook. Platforma Facebook este doar una dintre rețelele de socializare interzise de guvernul chinez, alături de WhatsApp, Instagram și Twitter. În 2009, după ce a fost folosită de activiști independenți din timpul revoltelor Urumqi, platforma a fost interzisă, acest lucru fiind valabil până în prezent. Dacă asta vi se pare tragic, stați să vedeți numărul 1. 1. Să sărbătorești Crăciunul. Iată un lucru care va întrista pe toată lumea. Moș Crăciun cu plete d'albe, încotro vrei să o apuci? Cel mai probabil nu în China. În 2018, mai multe orașe și organizații guvernamentale au oprit petrecerile de Crăciun și activitățile asociate cu sărbătoarea. Cetățenii chinezi au dreptul să practice 5 religii. Dintre acestea, catolicismul și protestantismul sărbătoresc Crăciunul. Totuși, activitățile religioase din cele 5 religii acceptate pot fi întreprinse doar în incinta instituțiilor, precum biserica. În mod ironic, China nu se sfiește să profite de sărbătoarea occidentală. Se pare că aici sunt fabricate 4 din 5 lumini de Crăciun vândute în Statele Unite ale Americii. Deci, cu alte cuvinte, cultura națională seculară trebuie promovată și protejată, cel puțin până e vorba de bani. Acestea au fost 10 lucruri pe care nu poți să le faci în China. Care dintre ele ți s-a părut cel mai surprinzător? De care activitate ți-ar fi cel mai dor dacă ai locui în China? Spune-ne în comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!